Bine ați venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Doza de Trezire. Sunt Radu Căpitănescu și astăzi vom aborda un subiect pe care, care, pe mulți îi fascinează, în timp ce altora le dă fiori. Cu toții am auzit de fenomenele paranormale care au loc în diverse colțuri ale lumii. Vedem la televizor foarte multe documentare și filme de, de groază în care fenomenele spiritiste fascinează, Însă puțin sunt cei care își pun problema ce se întâmplă în spatele acestor fenomene. Vom vorbi astăzi despre fenomenul spiritismului sau al necromanției, respectiv al channeling din perspectivă creștină, cu atât mai mult cu cât omul postmodern are tendința de a se încrede în aceste practici, considerându-le ca o modalitate sigură de a intra în comuniune cu cei dragi care nu se mai află printre ei, sau chiar ca o modalitate de a conlucra cu așa zisele ființe de lumină care aparent ar fi ghizi spiritual pentru practicanții spiritismului. Invitatul nostru de astăzi a jucat un rol extrem de important în demascarea anumitor practici spirituale și cu ajutorul publicațiilor sale a reușit să readucă la lumină pe cei care umblau pe un drum spiritual greșit. În acest sens a cercetat cu mare atenție noile mișcări spirituale care au acaparat societatea occidentală și care treptat iată, au început să prindă contur și în societatea românească. Dânsul a publicat o carte de mare însemnătate care scoate la iveală înșelările anumitor practici spirituale. Îi spun bun venit în cadrul emisiunii noastre părintelui profesor Radu Petre Mureșan, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teologie Justinian Patriarhul din București. Părinte, profesor, bine ați venit la doza de trezire. Bine v-am regăsit și sperăm să fie cu folos duhovnicesc și, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, într-o societate secularizată, oamenii au nevoie de spiritual, de duhovnicesc, vor să treacă dincolo de materie și de imediat și atunci aceste mișcări se profilează și vin în întâmpinarea lor cu niște soluții foarte facile. Părinte, profesor, aș vrea pentru început să facem o scurtă prezentare a acestei mișcări spirituale. Mă refer la spiritism. Ce anume este spiritismul și care este istoria acestei practici? Spiritismul este o mișcare ocultă care se interesează de lumea spiritelor și mai ales de modalitățile prin care poți intra în contact cu ele, chiar de a... Comunica cu ele, dacă puteam să, putem să spunem așa. Și este cea mai semnificativă religie sincretistă a epocii acesteia contemporane. E, spiritismul începe de la Mesmerism. Este un e, cercetător în vremea lui Mesmer care descopere magnetismul animalic. Și pornind de la această teorie a magnetismului animalic. E, prezintă câteva dintre uh, caracteristicile spiritismului actual. Întemeitorul propriu zis al și teoreticianul este francezul Alain Kardec și a devenit un fenomen de masă spiritismul în secolul XIX în Anglia și în America. El scrie o carte care se numește Cartea Spiritelor, și el, e un tra cartea aceasta a spiritelor, este un tratat din întrebări și răspunsuri în care autorul explorează natura spiritelor, relația lor cu lumea materială și, printre altele, susținea că există un Dumnezeu impersonal, că lumea spiritelor evoluează și se perfecționează prin reîncarnare, afirmă posibilitatea dialogului între aceste spirite și cei vii și faptul că planetele din Univers sunt locuite. Da. Sunt niște uh, concepții care prind foarte, foarte bine, mai ales în spațiul acest american, care are un fond in, al populațiilor indiene, ce credeau un șaman și așa mai departe. Și bineînțeles că lucrurile acestea au, au avut uh, un impact major. Spiritismul s-a promovat ca și o religie științistă oarecum, care poate fi dovedită științific și la. Curentul acesta spiritist au agreat foarte, foarte mulți oameni de știință care au încercat să demonstreze că e a patra dimensiune a existenței. Dar ce anume se ascunde în spatele acestei practici? Pentru că, iată, mulți o numesc înșelătorie, dar se pare că totuși există anumite entități. Unii le numesc ființe de lumină fiind înșelați, alții își dau seama de... Cercetând Sfânta Scriptură și tradiția Sfinților Părinți, uh, scrile Sfinților Părinți, vedem din Sfânta Scriptură că. Uh, Spiritele acestea, diavolii, îngerii căzuți, s-au prezentat în diferite chipuri, chiar și îngeri de lumină, ca să înșele, dacă vor putea, pe cei credincioși. Și avem nenumărate exemple în Vechiul Testament în care s-au produs aceste înșelări, unele dintre ele aduse ca și argument de către spiritiști. Uite, există spiritism, în Sfânta Scriptură este menționat, Biserica n-ar să condamne această practică, este o practică. Uh, chiar acceptate de către Dumnezeu, spun ei, sau dorite de către Dumnezeu, prin care se comunică între lumea materială și lumea spirituală. Și exemplul cel mai des utilizat este cu regele Saul, care înainte unei bătălii decisive, pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu și a murit Samuel, mentorul lui spiritual, Judecătorul Samuel se duce la o vrăjitoare în Endor și cere ca să îl cheme, să cheme spiritul lui Samuel, să vorbească cu el și să-i dea îndrumări când în și cum să pornească în luptă. El, Saul fiind mascat de așa manieră încât vrăjitoarea să nu-l recunoască pentru că în prima parte a domniei lui Saul el a împlinit porunca lui Dumnezeu și a stârpit din Israel vrăjitorii, vorbitorii cu most, bolborisitorii, descântătorii, că toate aceste practici erau la religiile care locuiau în zona aceasta Cananului. Și vrăjitoarea, ne spune Sfânta Scriptură, face un ritual magic și cheamă spiritul lui Samuel. În definitiv nu este un spirit, nu era spiritul de lumina lui Samuel, care era un proroc al lui Dumnezeu, un judecător și era în lumina lui Dumnezeu, ci se arată un Samuel înfricoșător, adică un diavol înfricoșător, se sperie vrăjitoarea și nu-i spune nimic lui Saul decât că astăzi vei fi împreună cu ai tăi, cu mine. Adică, rezultatul e mai mult decât evident: bătălia este un eșec total pentru Saul și el se sinucide, iar toți ai lui din casa lui sunt omorâți pe câmpul de luptă. Și e clar că acolo nu a fost vorba de Spiritul lui Samuel, care era în lumina lui Dumnezeu, era în sânul lui Avram, și că nu poate un om să cheme spirite din împărăția lui Dumnezeu sau din iad, pentru că toate aceste spirite sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunt în mâna lui Dumnezeu cele din sânule Avram și sunt sub cheia lui Dumnezeu cele din iad, pentru că în cartea Apocalipsei zice eu sunt alfa și omega, eu țin cheile uh, ghenei sau ale împărăției morților, deci în grija lui Dumnezeu sunt și cei care sunt în, în iad. Care ar fi poziția bisericii ortodoxe legate de spiritism și vreau să ne spuneți în al doilea rând dacă în Vechiul Testament și în Noul Testament sunt anumite restricții. Nu știu, mă gândesc în partea de Levitic sau da, care interzic te, și uh, consideră acest lucru o urăciune, ca să zic așa. Așa cum ați afirmat și dumneavoastră textele vechi testamentare Vorbesc de faptul că această practică a vorbirii cu morții, la spiritismului, a bolboroselii și a altor lucruri de genul acesta sunt urăciune înaintea lui Dumnezeu și toți acești practicanți ai ocultismelor erau omorâți cu pietre. Sunt situații în Noul Testament și mi-aduc aminte de întâlnirea Sfântului Apostol Pavel cu slujnica aceea, sclava care avea Duh pitonicești și striga în urma lui: Voi sunteți propovăduitorii lui Dumnezeu și îl mărturisea pe Pavel ca fiind apostol. Și Sfântul Apostol Pavel o oprește și scoate Duhul Pitonices din ea. Și atunci treaba aceasta aduce o mare de serviciu stăpânilor acestei slujnice care câștigau niște sume frumoase de pe urma ei. Deci nici când spune adevărul Duhul pitonicesc nu trebuie ascultat și Mântuitorul de cele mai multe ori când diavolul îl mărturiseau pe Mântuitorul Iisus Hristos și în duminica viitoare avem textul din Sfântul Evanghelist Matei când Mântuitorul se duce în ținutul gadarenilor și diavolii îi spun Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, adică au o acuratețe în a-L recunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos, Mântuitorul nu le acceptă mărturisirea și singurul lucru pe care îl îngăduie ei să intre în turma de porci. Deci și în nou și în Vechiul Testament suntem avertizați că trebuie să cercetăm foarte bine duhurile și majoritatea părinților și Nilașetul și Sfântul Maxim Mărturisitorul ne arată că nu trebuie să primim nicio imagine și mai bine să nu o primim și să fim foarte zmeriți păzindu-ne ca nu cumva în chipul păstorului să primim lupul. Și atunci Dumnezeu când vrea să descopere un lucru, El insistă cu descoperirea și dă și alte semne și lucruri ajutătoare ca să înțelegem că e mesajul de la El. De aceea în tradiția noastră ortodoxă există Părintele Duhovnicesc care prin rugăciune în taina spovedaniei primește de la Dumnezeu deosebirea duhurilor pentru îndrumarea duhovnicească a celui care cu zmerenie își pleacă genunchi. În cartea dumneavoastră intitulată Alternative spirituale în România, există un pasaj în care pomeniți întreaga de, de un om de știință și filozof, mai exact faceți referire la teosoful uh, suedez Emanuel Swedenborg, uh, despre care au menționat și alți uh, jurnaliști la un moment dat în presă. Acesta publica spre începutul secolului 18 o lucrare intitulată Raiul și Iadul, în care afirmă că în urma unei decorporalizări, a vizitat lumea de dincolo, unde spune el a văzut că oamenii, la fel ca pe pământ, se cunună, fac copii și își continuă activitatea de pe pământ. Cu toate acestea există o discrepanță între lumea de dincolo descrisă de Manuel Swedenborg și cea descrisă de Mântuitorul Iisus Hristos atunci când spune că la înviere oamenii nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. De asemenea, mai apare o discrepanță, chiar și în scrierile psihiatrului american Raymond Moody, în care acesta prezintă cazul unor femei din Statele Unite care au două viziuni diferite. Una dintre acestea afirmă că în timpul morții clinice a vizitat iadul și că acolo l-a văzut pe Papa Ioan Paul al II-lea, menționând în același timp și motivul pentru care acesta se afla acolo, în timp ce iată, altă femeie îl văzuse pe Papa Ioan Paul al ii în rai înconjurat de lumină. Iată două mărturii contradictorii. Tot în Statele Unite, de exemplu, două persoane care au experimentat moartea clinică l-au perceput pe Dumnezeu în mod diferit. La un moment dat povestea una din ele că l-a perceput pe Dumnezeu ca fiind, iată, glumeț, amuzant, în timp ce altă persoană percepea Divinitatea ca pe un judecător nemilos. Având în vedere aceste exemple pe care vi le-am menționat, putem spune că această lume a spiritelor este înșelătoare, mai ales când vorbim de moartea clinică? De cele mai multe ori, aceste mărturii rezultate în urma unei experiențe fundamentale, să zicem oarecum, un om când ajunge moarte clinică, trece printr-o experiență unică în viață, proiectează din propriile lui stări sufletești și din convingerile din viața de zi cu zi e, lucruri în experiența pe care o descrie. Și dacă persoana respectivă a avut o, știu eu, o atitudine sau i s-a formulat o percepție oarecare despre Papa Ioan Paul al II, atunci o să o susțină și după ce a trecut prin această experiență. Lumea duhurilor e o lume înșelătoare. Chiar așa sunt numiți înșelătorul, vicleanul, diavol. Și de multe ori descopere lucruri care pot fi probate la un moment dat în plan material ca apoi să te poată înșela definitiv. Ți-a câștigat încrederea și după aceea o să accepti chiar și lucruri care îți vor periclita mântuirea. O viclenie a vrăjmașului, descoperită și de Sfânta Scriptură, când zice uh, Sfântul Apostol Ioan că se arată diavolul ca și înger de lumină, dacă va putea să uh, înșele și cei aleși, uh, vedem pe diavol începând din Eden, cum i-a spus omului, mâncați! din pomul cunoștinței binilor și răului, că veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele cu și răul și prin acest fapt i-o promis o viață dumnezeiască și de fapt omul primi moartea în loc de o viață dumnezeiască a primit moartea iar Dumnezeu iată Adam s-a făcut ca unul dintre noi cunoscând binele și răul e o modalitate de exprimare biblică care arată oarecum înșelarea pe care o primit-o Adam, adică îi răspunde, îi spune lui Adam, Dumnezeu, îi răspunde cu cuvintele vrăjmașului. Uite, ți-a promis că vei cunoaște binele și rău. Și din nefericire, Adam săracul, prin acest lucru și prin noi, și prin el noi toți, am primit acest ghimpe al morții în trup și în conștiința noastră și Neputința asta, slăbiciunii firii noastre, și sufletești, și trupești, că nu-i vorba doar de stricăciunea firii materiale, ci și de slăbiciunea firii sufletești a sufletului nostru. Majoritatea filmelor de groază de la Hollywood prezintă spiritismul ca fiind ceva pozitiv și incitant, și chiar inocent. Și ca să vă dau un exemplu, în mai toate filmele horror, membrii unei case bântuite cheamă așa numiți experți în detectarea paranormalului, care au rolul de a purifica, iată, acel loc, în sensul de a elibera acel, acel spațiu de entitățile demonice. Din câte știu în credința ortodoxă, înlăturarea unor astfel de entități presupune, în primul rând, o pregătire prealabilă, adică un, post aspru și mai ales rugăciune, așa cum o spune însuși Hristos. Acest, știi, acest soi de demon ies numai cu post și cu rugăciune. Ei bine, din potrivă, în aceste filme, care, iată, abundă în spațiul uh, occidental și cel uh, românesc, spiritiștii par să conlucreze mai degrabă cu aceste entități, practic aceste entități uh, uh, s-ar spune că ar fi la dispoziția lor. Uh, având o oarecare atitudine de superioritate față de aceste prezențe. Până la urmă, ce se întâmplă în timpul unei ședințe de spiritism în plan spiritual? Nu mă refer uh, strict la partea văzută a lucrurilor. Cum ați descrie tehnic, dacă putem spune așa, acest întreg proces? Părintele Arsenie Buca, în Cartea Împărăției, descrie acest proces pentru că în perioada interbelică, Spiritismul la noi era în vogă, era un spiritism al elitelor, ajunsese până la Casa Regală, era practicat la Palatul Peleș, a fost într-o perioadă în care un guvern al României chiar a luat o hotărâre juridică împotriva ocultismelor și spiritismelor și erau foarte multe cercetări care arătau că Persoane care au trecut prin această experiență a spiritismului, erau implicați, deveniseră dependenți de spiritism, umpleau sanatorile acestea de psihiatrie. E o, o experiență în care tu oferi capacități mentale și emoționale unui spirit, adică te lași ca, e, ca el să te stăpânească. Să... Practic putem vorbi de o posesiune, nu? E adevărat, chiar așa este, este o posesiune. Și acceptarea acestei posesiuni face ca vrăjmașul, după ce persoana respectivă a fost tămăduită, să zicem, dacă nu e foarte atentă, diavolul vine și aduce alte șapte duhuri mai reale decât el și atunci cele din urma ale omului sunt mai rele decât cele din tâi. Așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a zis, bagă de seamă, să ai grijă, să nu fie ție cumva mai rău. Posesiunea aceasta demonică presupune o atitudine specială, cum și dumneavoastră ați precizat, din partea slujitorilor bisericii care se întâlnesc cu asemenea probleme. Vă dau un simplu exemplu. Molitvele Sfântului Vasile cel Mare de cele mai multe ori se citeau în ziua de Sfântul Vasile și unii dintre menoriași au fost așa nedumeriți că de ce Sfântul Sinod a luat o decizie prin care a cerut ca să nu se citească în această zi pentru că nici slujitorii nu erau pregătiți nici primitorii nu erau pregătiți. Nimeni nu ajuna în noaptea de revelion sau nu era bine Pregătit pentru a porni la această luptă adică nu poți merge la luptă fără tot, arme fără arme dezarmat de-a dreptul și atunci bineînțeles că molitvele acestea să citesc în primul rând în particular pentru cazuri particulare și cei din apropiați să pregătesc postesc slujitorul de asemenea ajună și el cât poate să vârșește Sfânta Liturghie și după aceea să citesc aceste molitve care au un scop terapeutic, sufletesc foarte important. De asemenea, în Molitfelnic o să găsiți rânduiala pentru casa bântuită de duhuri necurate. Tu nu te duci acolo ca să ai un dialog de acesta cu vrăjmașul, să afli de la el date, cum s-a întâmplat. Tu mergi ca un mesager al Mântuitorului Isus Hristos, și după ce ai săvârșit Sfânta Liturghie și de asemenea ai postit, citește această rânduială destul de elaborată, gândită de Sfinții Părinți, în care cu puterea Mântuitorului Iisus Hristos la lungi pe cel care a ocupat făptura mâinilor lui Dumnezeu sau locația respectivă. Sunt situații în care casele respective au fost folosite ca spații în care s-au desfășurat ritualul oculte de diferite forme și atunci e necesar să se să, săvârșească și această exorcizare. Bineînțeles, slujba aceasta de exorcizare a locuinței e integrată în slujba de sfeștane, de sfințirea casei. Și sfințirea casei este o curăție a ei. Cum se spovedește omul? și să curăță sufletește prin dezlegarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos o dă, așa prin invocarea Duhului Sfânt în casa respectivă să sfințească apa și prin apă, simbol al vieții e, trupești și al vieții duhovnicești, se resfințește acel loc. Bineînțeles că în locațiile unde se să, săvârșesc asemenea ritualuri apar și fenomene așa zise paranormale lucrări de acestea în care apar năluciri și influențează foarte mult anumite persoane. Sunt și cauze naturale, pentru că la un moment dat sunt persoane părinte, vin o să-mi faci în casă că îmi troznește mobila. Mobila poate să troznească că au trecut de la iarnă la primăvară, temperatura și umiditatea s-a schimbat și atunci alem nu mai lucrează și mai troznește. Nu-s neapărat cauze de acestea oculte, să zicem. Nu știu dacă sunteți informat cu privire la acest aspect, dar în Brazilia există o categorie de spiritism aparte care îl are în centrul pe așa numitul vindecător Joao de Deus, Ioana lui Dumnezeu în traducere și să știți că sunt foarte mulți români creștini care merg acolo pentru vindecare. Ei bine, milioane de oameni din întreaga lume vin la acest vindecător și acesta îi vindecă pe loc de boli grave. Și aici este, aici este partea cea mai interesantă, cum o face. E important de menționat că acesta îi operează pe viu, deci poate să folosească și bisturiu, de exemplu, îi operează pe viu pe pacienți în fața unui public larg, fără ca aceștia să simtă ceea ce face acest așa numit doctor. Chiar dacă Iată, chiar dacă folosește instrumente chirurgicale, nu, ei nu simt absolut nicio durere. Chiar, la un moment dat chiar, chiar văzusem în documentar o femeie care avea probleme la sân, iar acesta nu făcea altceva decât să opereze pe viu și femeia chiar a mărturisit că nu simțea absolut nimic. Bun, o, o ucenică a acestuia declara la un moment dat că înainte de a începe vindecările, în acest om, în Ioana lui Dumnezeu, intră mai multe entități. Numărul era undeva la vreo câteva sute. Bun, intră câteva entități prin care el vindecă oamenii. Și un semn concret că se întâmplă acest lucru este că ochii acestui vindecător își schimbă dimensiunea și culoarea. Și acest lucru l-a mai întâlnit la câteva personalități din spațiul public. Semnul este că acești ochi devin mari și negri, numai că pe cei prezenți nu interesează natura acestor entități, deci ei sunt conștienți de aceste entități, atâta timp cât ei sunt vindecați de bolile grave. Putem vorbi cumva de un caz de posesie spirituală și aici, mă refer și la vindecători, dar și la cei care sunt vindecați. Din partea acestui taumator vindecător, cum să prezintă, e un caz e, tipic de posesie e, demonică. Mântuitorul a discutat la un moment dat cu care ți numele și o legiune. Era o legiune de demoni în acel demonizat. E, și bineînțeles că demonii au această capacitate de a influența persoana respectivă, și ea, la rândul ei, poate hipnotiza pe cel din jur, poate să-l influențeze. Acum sunt tehnici mult mai sofisticate și cercetate, din punct de vedere, așa zice științific, cu Reiki, cu tot felul de telepatii, oameni care au capacități paranormale. Sunt chiar anumite instituții care se ocupă specializat pe această problemă, în ce măsură pot să manipuleze mase întregi cu asemenea tehnici. Însă știu de acest Ioan al lui Dumnezeu, acum se găsește în pușcărie, are 40 de ani de Asta pușcărie, da, la 62 de ani a primit o condamnare datorită unor comportamente imorale, ca să mă exprime eufemistic, pentru că această stare și această poziție l-a adus să fac, în situația de a să manifesta în conformitate cu posesiile pe care le avea și atunci am, am văzut că justiția a fost destul de precisă cu el și n-a fost impresionat de faptul că a declarat că eu eram posedat și n-am știut ce am făcut atunci sau lucruri de genul acesta un caz tipic care a trebuit cercetat, uh, un bun specialist uh, care trăiește astăzi în Elveția, uh, Klaus Kennet, a scris o carte 2, milio 2 milioane de kilometri în căutarea adevărului și acolo arată cum se manifestă, cu care pot fi uh, capacitățile pe care o persoană umană le poate avea Sub influență demonică, și e mai grav atunci când nu-ți dai seama că e sub influență demonică, când trăiești în înșelare, că rășmașul pe această latură mizează ca oamenii să nu-și dea seama că au o problemă. În cazul lui, se pare că lucrurile s-au lămurit și tămăduirile care le-a făcut în parte au fost reale, însă de fiecare dată boala are și au un scop, mai ales în spațiul acesta al Bisericii noastre Ortodoxe. Boala este îngăduită de Dumnezeu pentru trezirea noastră și obținerea sănătății este în primul rând acelei sufletești care cauza bolii trupești și când e tămăduită boala sufletească și efectele în plan material se ameliorează pentru că întotdeauna perspectiva este una întregitoare și a trupului și a sufletului. Părinte profesor, în scririle dumneavoastră vorbiți nu doar despre spiritismul clasic, dar și despre fenomenul numit channeling. Iată, mulți fac o confuzie între cele două. E foarte probabil ca Mulți dintre ascultătorii noștri nici să nu fie auzit măcar de channeling. Ce este uh, acest channeling și cu ce anume diferă el față de spiritismul clasic? În primul rând, este unul dintre cele mai importante aspecte ale mișcării nuiegi, channeling-ul. Fără doar și poate fenomen cunoscut sub numele de channeling sau spiritismul nuiegist, e prezentat în în multe din lucrările, la ora actuală și în librării este un raft întreg care vorbește de această spiritualitate nu există. New age fiind noua religie mondială, nu? un fel de ciorbă de credințe, ca să zic așa. Da. Istoria cenelingului modern începe undeva prin anul 1980, o cunoscută actriță americană și-a deschis experiențele sale. Și nu pare la prima vedere diferit de spiritismul clasic. Spiritismul speculează durerea firească a celor care au pierdut o persoană dragă și promite o legătură mai apropiată cu cei ce au părăsit această viață, pretinzând că pot intermedia convorbiri între cei vii și cei morți și chiar atingeri directe în cadrul ședințelor spiritiste. Adepții ei susțin mai mult că se branșează la conștiința universală mondială și că în timpul trans, în channeling, o altă entitate preia controlul personalităților. Această entitate poate aparține unei civilizații dispărute, poate fi o entitate extraterestră sau un înger. De asemenea, scopurile celor două fenomene, spiritismul și channeling sunt total diferite. Spiritismul se limitează la comunicarea cu lumea de dincolo, cu scopul de a-i mângâia pe cei în viață care pierduseră pe cineva drag, iar channeling urmărește transformarea personală a clienților în pregătirea noierei. Entitățile spirituale sunt invocate cu scopul de a putea exercita un control mai bun asupra propriei vieți și a propriei cariere. Pentru ca un fenomen să se numească channeling, este nevoie de trei elemente. Este necesar să ai trei elemente. Canal, receptor sau medium, o entitate care transmite și un mesaj care poate fi scris, vorbit sau de altă natură. În sfârșit, channeling-ul poate fi spontan sau provocat. În prima variantă, mediumul este la dispoziția entităților când îi trimit revelații, deci nu știe când primește, așa zice, că nu știe când primește revelații, mai ales în filme. Vedeți că, dintr-o dată, îi se luminează da, da, da. speța respectivă și primește un mesaj scris, sau, în al doilea caz, are control asupra fenomenului și chiar îl poate provoca, folosind anumite tehnici care pot depinde să pot deprinde prin învățare sau e vorba de înșelătorie. Așa cum spun cei mai mulți specialiști. Da. E foarte la modă cenelingul acesta și majoritatea filmelor care au această știu eu preocupare. Reușesc să transmit un mesaj foarte convingător, dar eu nu mă refer numai la filmele pentru adulți, pentru oamenii mari, ci mai nou desenele animate sunt cele care, de la o vârstă fragedă, îi învață pe copii că acest fenomen e chiar de dorit și îți dă anumite puteri și un ascendent asupra celorlalți. Și că i fanii să fie astăzi medium, și sunt tot felul de personaje acolo foarte drăguțe în desenele animate care încarnează acești mediumuri. Practic, putem vorbi despre o, o îmbrăcare a răului în, în haine de lumină ca, da. să, ca să acapareze mai ușor mintea omului. Chiar justifică existența. Uh, spunând că aduc un plus de valoare, un plus de șansă pentru cei care apelează la asemenea practici. Că tot ați spomenit de Părintele arsine Boca, există o carte destul de cunoscută a Sfinției sale, intitulată Cărarea Împărăției, o capodoperă, aș putea o numi, uh, și în acea carte există un pasaj în care acesta vorbește despre spiritism în sensul medical. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, să citesc acest pasaj, după care să încercăm să-l comentăm. Altă pricină pentru care biserica își oprește fiii de la calea lăturalnică a spiritismului și a vrăjitoriei de toate treptele e și aceasta. S-a băgat de seamă că practica spiritismului duce la nebunie, făcându-se cercetare, Într-o casă de nebuni s-a găsit că 70 de inși uh, făcuseră spiritism. Cum se ajunge la nebunie e ușor de priceput. Fiecare ședință se poate face numai dacă toți cei din adunare se învoiesc să împrumute din, uh, din ei o anumită putere nervoasă, trebuitoare spiritului de dincolo, care scrie sau vorbește printr-unul dintre cei adunați. Acela își pierde... Conștiința de, conștiința de sine, cunoștința de sine, în vremea ședinței și cade în transă. Împrumutarea puterii nervoase pe care o solicită spiritele spre a putea comunica dincolo e mai mult o învoire la jaf pe socoteala sănătății nervilor. Jaf care duce încetul cu încetul pe unii mai repede, pe alții mai târziu, la a nu se mai putea sluji de minte și de nervi, căci târhărite de spirite ele slăbesc și oarecum își schimbă firea, încât toate le văd printr-un duh străin, altfel decât cealaltă lume normală. Așa începe încetul cu începutul, să se arate nebunia de cele mai multe ori fără întoarcere. Cum ați comenta aceste observații făcute de Părintele Arsenie Boca? Părintele Arsenie Boca a avut cunoștințe temenice de medicină și de asemenea în practica lui de preot, a cunoscut destule persoane care au mărturisit la taina spovedanie că au practicat spiritismul. Și bineînțeles că, fiind un om ager și doritor de cunoaștere, a citit lucrările care circulau în vremea respectivă, și pro și contra. Și bineînțeles că încărarea împărăției a punctat aceste lucruri foarte precis și clar ca oamenii să înțeleagă la ce se expun că efectiv își predau puterea lor sufletească unui spirit. Și îl cheamă pe diavol să vină la ei, îl invită. Și atunci diavolul vine ca la un prieten. Și în momentul în care tu chemi bola în tine, îți baci foc în sân, normal că te arzi, e firesc. Părintele a ilustrat foarte plastic în prezentare și eu cred că lucrul acesta trebuie luat în seamă. Normal, ca un slujitor al lui Dumnezeu, când întâlnește la spovedanie anumite lucruri, să se informeze despre ele. La un moment dat au fost voci care l-au acuzat pe părintele Arsenie că ar folosi asemenea puteri, nici pomeneală de așa ceva. El a cunoscut aceste practici și le-a combătut și a reușit cu succes să-i izbăvească pe cei care au călcat pe asemenea cărări întortocheate să vină la lumina Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În societatea contemporană, dar și în cea din trecut, au existat oameni care auzeau o voce dictându-le ce anume să facă. Și cred că ați văzut și Sfinția voastră la televizor o grămadă de astfel de cazuri. Bineînțeles, aici nu mă refer la cazurile psihiatrice de care vorbea părintele Arsenie Boca, ci la oameni care au scris cărți pe baza ceea ce le dicta vocea respectivă. Cum am explicat acest aspect? Nu trebuie să fie neapărat un caz clinic de psihiatrie cel care e în posesia unui spirit care e influențat de un spirit. Pentru că există mai multe trepte în această stare de posesie. În orice caz, modalitatea de aceasta de a descoperi niște lucruri nu are nimic de a face cu Duhul Profetic. Nu are nimic de a face cu Harul Duhului Sfânt. Toate situațiile acestea mai devreme sau mai târziu a arătat că în spatele lucrurilor descoperite chiar dacă au putut fi certificate la final nu au stat un lucru ziditor nu au urmat calea nobilării personalității umane și a sfințenii. de cele mai multe ori lucrurile s-au limitat la ceva foarte uh, firesc sau terestru. Și aceste profeții, majoritatea dintre ele, erau după voia oamenilor sau au fost niște profeții mincinoase. Avem situații în care celebre bedselleruri și în voga astăzi. Au fost interpretate acum 50 de ani într-o manieră și au considerat că acele profeții s-au împlinit, și astăzi, în vreme de COVID, ele au căpătat o altă semnificație și au fost revalorizate, reevaluate. Ori Sfânta Scriptură ne spune că profețiile se fac sub puterea Duhului Sfânt și oamenii cei Sfinți insuflați de Dumnezeu așternă lucruri pe hârtie sau profețesc prin viu grai pentru mântuirea și pentru sfințirea și pentru înnobilarea personalității celor care le primesc aceste profeții. În uh, spiritism, așa cum ați spus și dumneavoastră, mediumul respectiv este posedat, ca să spunem așa, de acea entitate. Uh, și bineînțeles oamenii se duc la astfel de Mediumul cu inima deschisă, în speranța că vor comunica cu cei de dincolo. Se întâmplă însă un caz ciudat, mie personal am, am avut rude care mi-au povestit astfel de lucruri, în care a fost cazul în care mediumul, prin gura mediumului, vorbea, era exact vocea rudei decedate care descria cu lux de amănunte obiecte care erau ascunse într-un anumit colț al casei și așa mai departe. Cum putem explica aceste lucruri? De unde această precizie a... Bineînțeles că spiritele lucruri. cunosc cele ce s-au întâmplat, mai ales lucrurile negative. Diavolul are nota totul. Acum nu știm cum stochează informația, probabil s-a perfecționat, dar poate să imite vocea, poate să imite scrisul, exact scrisul persoanei respective. Au această capacitate pentru că ei, fiind uh, duhuri pure, în sensul că, uh, având uh, capacitate de cunoaștere mult peste cea omenească și posibilitate de uh, circulație mult mai rapidă și așa mai departe, bineînțeles că duhurile pot să cunoască, vorbim de duhurile răutății, că ele se implică în această treabă îngerii lui Dumnezeu. Să arată numai când le poruncește Dumnezeu, dar aceste duhuri ale răutății poate să imite și prin acest fapt să câștige încrederea celui care se duce aproape disperat să afle anumite lucruri. Se duce ca la ultima soluție Vrea neapărat să afle aceste lucruri Și atunci vrăjmașul îi arată anumite lucruri Dar în același timp îl pune pe o orbită, pe o pistă greșită Ca viața lui să se ducă ca un, un topogan în, în disperare sau în, în îndepărtare față de Dumnezeu și de poruncile lui Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu ni le descoperă pentru mântuirea noastră Și oamenii vor neapărat să, să le afle și atunci folosesc aceste căi ocolitoare și în loc să primească cu zmerenie să, să facă voia lui Dumnezeu, facă să voia ta, el vrea să se facă voia lui. Schimbă rugăciunea tatăl nostru, și facă să voia mea. Și atunci când faci numai voia ta, bineînțeles că intri sub influența și sub puterea vrăjmașului. Și chiar dacă -ți descoperi anumite lucruri, prin acele lucruri te ține legat pe tine mintea ta și conștiința ta și devine... Comunicarea cu uh, demonul, o adicție. Iată că în filmele de la Hollywood se vorbește despre anumite tablițe oculte, UIJA, uh, din câte țin minte. Vreau să vă întreb, ce credeți că se produce un efect și asupra celor care privesc la astfel de filme? Adică nu, nu mă refer doar la cei uh, implicați în actul acesta de vedăjitorie modernă. Mă refer și la cei care privesc așa cu, cu suspans acest gen de filme. Se produce și o influență demonică și asupra celor care privesc astfel de lucruri? Bineînțeles, pentru că prin ochi, în minte, intră lucrurile pe care le privești și ele te, te formează, te stăpânesc. De aceea eu de 12-13 ani nu mai am televizor. Am simțit că sunt transformat într-un tomberon. Și intră în, de mintea care se mea, aruncă, aruncă fiecare ce vrea. Și eu mă joc cu telecomanda trecând de colo-colo căutând ceva interesant și am zis stop, eu trebuie să hotărăsc uh, ce intră în mintea mea cât e posibil. Cât e posibil pentru că e imposibil să nu fii influențat de mediul din jur. Oricât ai spune că nu ești influențat până la urmă, tot ești influențat. Da, e mare lucru că ați reușit. Da, deci trebuie să raționalizezi posibilitatea de a intra în mintea ta. Bineînțeles că fiind profesor de misologie trebuie să fiu la zi cu lucrurile care apar și sunt aproape obligat să urmăresc și să citesc literatură care la un moment dat ține și de această influență demonică. Vă spun, am avut la un moment dat dorința de a face un studiu despre Noua Ierusalim de la Puciosa o cercetare care se baza prin comparația celor două ediții a Cuvântului lui Dumnezeu pentru România, cele două cărți, ediția din 1999 și ediția apărută după 10 ani, din 2009. Și am început lucrul acesta voinicește, cu fișe, cu căutând să compar cum au fost publicate într-un fel de revelații pentru că păreau niște modificări substanțiale, de exemplu, prea simțitul de atunci, Irineu Bistițan, trebuia să ajungă patriarh al României și ajunse arhiepiscoval al Albaiului. Casa regală trebuia să-și reia poziția în structura statului român și așa mai departe. Și le-am pus lucrurile pe două coloane. La un moment dat n-am mai putut, cu toate că mi-am făcut pravila de rugăciune, n-am mai putut continua. Am simțit că sunt intoxicat de atâtea informații contradictorii și am simțit că acolo nu e ceva curat, înțelegeți? Și de multe ori mi-am pus întrebarea Doamne, de ce n-am fost mai atent și nu m-am orientat spre patologie? Că atunci aș fi citit Sfinții Părinți tot timpul și m-aș fi credit mai mult duhovnicește numai că în situația aceasta ești ca și un epidemiolog sau un virusolog care studiază virusii ca să știe ce soluții să... Sunt la îndemână pentru a ne păzi de ei și pentru a depăși situația. Există la noi în România cazuri de spiritism, din care unul dintre ele s-a remarcat într-o manieră foarte stranie. Vorbim despre cazul istoricului și enciclopedistului Bogdan Petricescu H.D. Un om care a trăit în secolul XIX. Iată, i-a murit fica la vârsta de 19 ani. Și acesta, în dorința de a, se, de a relua cumva legătura cu ea, se apucă de spiritism. Și un caz uh, foarte ciudat, zic eu, este acela în care acesta uh, hotărăște, pe baza uh, a ceea ce îi dictează fica sa, să construiască un uh, templu ezoteric. Deci, iată, nu vorbim despre un simplu castel, vorbim despre un templu ezoteric. În care fiecare detaliu arhitectonic este descris cu lux de amănunte de către uh, fica sa. Și nu oricum, ci exact cum a spus și dumneavoastră, uh, uh, pixul scria de la sine pe hârtie cum și unde anume să fie construit acest uh, castel. Ce părere aveți despre acest uh, caz? Cunosc cazul, nu v-am răspuns la întrebarea precedentă. E vorba de o trecere de la aceste amulete care erau e, foarte populare în spațiul indian la Tăblițe și așa Uisa, mai de, da. da sunt și anumite religii apărute ca mormonismul, Tăblițele din dealul Kumrak și așa mai e o întreagă literatură care prezintă aceste transferuri identitare simbolice și efectul asupra persoanelor care poartă asemenea știu eu, aproape magice, obiecte care le influențează viața. În cazul lui Bogdan Petricei cu hd e o tragedie. Fata lui, Iulia, la 16 ani era la doctorat deja la Sorbona, terminase tot ce se putea face până în țară, poligloată, la 19 ani moare de tuberculoză, nu erau tratamente și atunci el o fire enciclopedică s-a apucase de dicționarul enciclopedic al limbii române, a făcut primele două litere și așa mai departe, a căutat să găsească o modalitate de a comunica cu ea, și pentru că era în vogă spiritismul, bineînțeles, el a derat cu toată inima, și a căutat toate modalitățile să, să o vadă, să vorbească cu ea. Efectiv, s-a refugiat în această temă a spiritismului. Și avem singurul templu al spiritismului din lume la Câmpina, cu o structură aparte și așa mai departe, unde se căuta fotografierea imaginii ei, un fel de aură. Avem o arhivă spiritistă a scrierilor în rusă, în franceză, cu discuții cu cei trecuți la Domnul, a îngrenat o întreagă protibendadă de oameni culți din toate păturile sociale care erau interesați de fenomen și vedem că lucrul acesta, pentru vremea respectivă, a avut oarecare impact, însă, cu timpul, lucrurile s-au diluat. Astăzi, mai mulți cercetători s-au a plecat asupra acestei arhive spiritiste, și cum ați aflat probabil și din mass media, directoarea acestui muzeu. S-a sinucis. S-a sinucis, a spânzurat. Multe femei de servici care fac curap acolo mai aud câteodată pianul cântând singur sau se produc anumite fenomene, așa zicând, paranormale. Bineînțeles că un loc unde se practică și unde prezența satanei se arată cu putere a duhurilor celor entităților acestora, duhuri necurate, bineînțeles că acolo posibilitățile de derapaje sunt mult mai mari. Într-un loc unde e biserica lui Dumnezeu și sfințită, pe un loc unde a fost o mănăstire și înainte o altă biserică de lemn sau și așa mai departe, bineînțeles că e un loc sfânt și el are un har aparte. Ei vorbesc că acolo e o energie aparte. Oamenii E mare diferență între har și energie. Energia e impersonală, harul e personal, că vine de la Dumnezeu. E vorba de viața intratrinitară, e cu totul altceva. Iată, chiar, chiar în arhive este menționat faptul că fica acestui istoric chiar ar fi scris prin mâna acelui medium următorul, un, unul dintre celebrele sale mesaje: Nu ar exista invidie nici certuri între oameni dacă toți ar ști adevărul întreg, fiecare despre sine însuși. Iată, o entitate. Care se manifestă prin intermediul unui mediu și afirmă un astfel de lucru. Putem să-l privim ca pe un mesaj pozitiv sau. Cunoaște-te pe tine însuși un mesaj pozitiv, dar el poate fi interpretat în funcție de context, în funcție de. Iată că aceste entități trimit și mesaje pozitive. Întotdeauna drumul. Răia dipavat cu mesaje pozitive și mesaje și intenții bune. Am avut referendumul pentru familie, în care, pe lângă o mulțime de mesaje negative, evidente, clipuri negative la adresa familiei, s-au transmis și mesaje de genul că Adoptarea referendumului ar fi o, un atentat la libertatea uh, unor minorități. Și lucrul acesta e foarte corect politic. Și pare un mesaj pozitiv. Uitați, iubire pentru toți. Fac ce vreau cu trupul meu. Și vrăjmașul e foarte inteligent în a pune problema. Sau mesajul în vogă, vrem spitale, nu catedrale. Fără discernământ. Dar cu mare impact. Vrăjmașul știe foarte bine pe ce coarda sufletului omului să apese. Parcă am avea o mie de catedrale. Era vorba de o singură catedrală. Dar știe să focuseze ca acel mesaj să fie percutant. Și, perceput că a și ceva să pozitiv. rămână în mintea omului. De asemenea, fenomenul colectiv, la fel de controversat, în care s-au minimalizat foarte mult lucrurile care se petreceau acolo, și totul a fost focusat pe partea aceasta psihologică pe atitudinea aceasta de moment a omului într-o situație de mare criză și să folosește sensibilitatea omului ca să îl deturneze de la conținutul profund al lucrurilor. E, e tehnica de a-ți lua ochii, de a te orbi. Și biserica a avut de fiecare dată o atitudine constructivă, o atitudine calmă, o atitudine în care a lăsat ca lucrurile să se limpezească, și mesajul a fost cel de, de încredere în Dumnezeu și de a merge mai departe cu lucrurile fundamentale ale existenței umane, nu cu cele marginale. Că tot ați menționat de acest praf în ochi aruncat în, în fața oamenilor. Există mai nou un anumit trend în România, mai bine zis, un paradox. Iată că tainele creștine, de exemplu, vorbim de spovedanie împărtășanie, ajung să fie văzute ca o superstiție de ev mediu, în timp ce practicile oculte nu numai că sunt acceptate ca teorie, ci ajung să fie practicate de mulți români, printre ei aflându-se și creștini. Preoții și psihologii sunt treptat înlocuiți cu terapeuții noi ere, nu ei giste, care sunt numiți, iată, iluminați, lucrători ai luminii. De pildă, vedem practic precum Reiki, cum a spus și dumneavoastră în, în, debutul emisiunii, regresia temporară, biorezonanța, iată, terapii cu îngeri sau teta healing, spre care tot mai mulți oameni merg fără ca măcar să știe implicațiile spirituale pe care acestea le au. Practic, în spatele multor practici, iată, se află aceste entități care ajung să pună stăpânire pe cel care le practică. Și nu știu dacă ați observat, dar oamenii ajung chiar să plătească bani grei. Chiar și politici, unde există și politicieni la noi în țară care efectiv scot o grămadă de bani doar să obțină sănătate sau anumite informații din de pe urma acestor practici. În schimb, când vine vorba de învățătura Bisericii, o consideră ca fiind retrogradă și nefolositoare. În ce măsură Biserica Ortodoxă reușește să ajungă la inimile unor astfel de oameni și să le atragă atenția de înșelarea în care se află? Biserica Ortodoxă, prin. Cateheză prin posibilitățile media pe care le are. Iată, noi astăzi suntem la radio, încearcă să informeze pe oameni de această înșelare, de această minciună. Mai ales, vedeți, dumneavoastră, sunt foarte multe persoane din showbiz care apelează la vrăjitoare, la cele mai grosiere metode de spoliere, e o taxă pe prostie la vedeală, ca să spunem așa. Bine, și-au legalizat-o, au PFA, nu e nicio problemă. Cea mai tare vrăjitoare ne poate de a lui Omida și așa mai departe. După aceea vin tehnicile acestea subtile care se prezintă multinaționalelor cu tot felul de departamente de personal, dezvoltare personală, dezvoltare personală NLP, da, ca să îi maximizeze profitul, omul devine o simplă rotiță, trebuie să aibă niște principii, să răspundă ca și câinele lui Pavlov la anumit stimul și atâta tot. Deci biserica cel mai important lucru e să-i facă pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă la liturghie, care e rostul lor, că nu sunt spectatori, că participanți. Să înțeleagă omul încet încet ce înseamnă să fii mădulara trupului lui Hristos. Să se apropie de Sfintele Tainic cât mai conștient și nu odată pan să fie o superstiție, a luat un hap și a plecat. Deci lucrurile acestea să fac încet și... Să le explice oamenilor că Dumnezeu nu poate fi instrumentalizat. E, că e ca și cum ai introduce un cod pe calculator și ai lua legătura cu Dumnezeu. La Dumnezeu te apropii în stare de zmerenie. Durerea și zmerenia sunt eliminate de toate aceste practici care pro propun lucruri de profit maxim într-un timp minim. În cinci ședință te-am făcut să fii... Iluminați, să poți lua contact cu entități extraterestre, să poți cunoaște ofertele de contract ale firmei adverse și așa mai departe. Sunt lucruri de acestea materiale și oamenii și le doresc. Mai ales că trendul actual e să obții mult cu Efort transpirație minimă. minimă să poți ajunge sus chiar dacă nu ești capabil să îți îndeplinești misiunea pentru care ești rânduit acolo. Deci ce putem spune de, despre aceste lucruri? Că biserica ar trebui să uh, spună mai mult despre uh, ofertele acestea alternative cum se prezintă cum mai alternativă la orice la familie există la alternativă, la aceste alternative, la istorie există alternativă. Aceste alternative trebuie dezavoate, privite cu multă prudență și explicat taina, beneficiile tainei. Cel mai important lucru este să mărturisim experiența noastră cu Mântuitorul lui Iisus Hristos prin viața proprie. Atunci când omul vede că Dumnezeu binecuvintează, că Dumnezeu ajută, că Dumnezeu sprijină pe cel care face voia lui, atunci prin cei cura să urmeze calea lui Dumnezeu. Altfel, aleargă după tot felul de luminițe de acestea facile la îndemână și care îi amăgesc că le rezolvă problema pe loc. În partea de final, în a emisiunii noastre, aș vrea să transmiteți ascultătorilor noștri, pentru că, iată, există și oameni care au uh, această predilecție de a căuta senzaționalul în, uh, în spiritualitate. Aș vrea să le transmiteți un mesaj uh, prin care să înțeleagă uh, cam ce ar trebui să facă pentru a nu cădea în astfel de capcane uh, ale acestor entități, ca să le spun așa. E foarte important să-și găsească duhovnic, să-și îl caute, să se roage ca Dumnezeu să le rânduiască om, ca apoi îl vor găsi pe Dumnezeu. E cel mai important lucru. În momentul în care au duhovnic, să împărtășesc des, au o viață bisericească vie, atunci îl vor avea tot timpul pe Hristos în ei și cu ei și nu vor fi niciodată biruiți de puterea vrăjmașului. Niciodată conștiința lor nu va fi acoperită, nu va fi adormită. E singura modalitate. Altfel, să leagă de tine tot felul de boli sufletești și după aceea și de boli trupești. Și nu înțelegi de ce ți se -ți întâmplă ție, de ce îți merge ție prost, de ce te-ai îmbolnăvit tu sau copilul tău, pentru că nu ai perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, și a mântuirii și viața ta să termină mai mult sau mai puțin cu o groapă și atunci cauți niște metode de acestea colaterale de a afla câte ceva. Singura scăpare este să ducem o viață comunitar bisericească vie. Și atunci, fiind mădularea ale trupului lui Hristos, sângele lui Hristos trecând prin vinile noastre, vrăjmașul se va purta ca în preajma Mântuitorului Iisus Hristos în preajma noastră, va tremura, și va fugi. Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru răspunsurile date. Oricum, citind cartea dumneavoastră despre alternativele spirituale din România, am realizat că există foarte multe practici oculte pe care oamenii le primesc cu brațele deschise și cred că ar fi interesant dacă pe viitor vom găsi timp să le trecem în uh, listă pe toate, pentru că oamenii, pentru ca oamenii să cunoască adevărul despre toate aceste mișcări uh, religioase care iată și pun amprenta asupra societății noastre. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Sperăm că tema discutată să aducă un semn de întrebare celor care se dedau unor astfel de practici. Iată că cu lumea aceasta spirituală este una destul de înșelătoare de multe ori. Iar dacă omul nu are o minimă cunoștință despre ele, nu va putea să facă diferența între bine și rău. Ceea ce este important este ca noi să reținem că trebuie întotdeauna să verificăm ce anume se ascunde în spatele fiecarei practici aș, sau așa ziselor terapii. Câteodată putem fi înșelați de anumiți excroci, în cazul cel mai bun, însă varianta cea mai periculoasă este aceea în care înșelarea nu provine de la oameni, ci de la anumite entități întunecate, care, iată, au capacitatea să îmbrace minciunea în adevăr. Și să nu uităm că de multe ori și demonii pot lua chip de îngeri ai luminii pentru a înșela oamenii a fost pentru voi doza de trezire, sunt Radu Căpitănescu, numai bine. O zi binecuvântată. Tuturor. Vă mulțumesc frumos, Părinte. Sunt multe